Să rămână doamnelor și domnilor, de fiecare dată când particip la această sărbătoare, vin cu foarte multă emoție. Foarte multă emoție, deoarece vă mărturisesc atât eu cât și colegii mei, cu siguranță vă invidiem, dar nu vă invidiem în sensul rău al cuvântului, ci vă invidiem în cel mai curat și mai bun sens. Este foarte important ca o pereche să reușească să stea împreună 50 de ani. Evident că pentru această reușită, în primul rând, ai nevoie de un ajutor foarte important, care este ajutorul divin. Pentru că dacă Dumnezeu nu vrea acest lucru, să trăim această perioadă, cu siguranță nu ni se întâmplă. Dumneavoastră ați beneficiat de acest ajutor al lui Dumnezeu și ați reușit ca astăzi să fiți prezenți aici la această importantă sărbătoare pe care noi, cred că de, nu știu, de vreo 8 ani sigur, da? Da. Nu știu dacă noi mai mult, de 8 ani de zile, o facem. Pentru că ne-am gândit la un moment dat că dumneavoastră, prin tot ceea ce ați făcut pentru acest oraș, prin ce ați făcut în momentul în care ați fost activ, indiferent că ați lucrat într-un domeniu sau altul, prin copiii pe care i-ați dat acestui oraș, dacă unii dintre ei probabil stau aici, alții sunt în alte locuri din țară sau din lume, dar cu siguranță fiecare dintre ei, când aude despre orașul lor natal și Maiul Silvaniei, au o emoție deosebită și se bucură foarte mult că s-au născut și au crescut aici. Evident, au crescut, fiind crescuți de dumneavoastră. Îmi revine sarcina ca de fiecare dată să vă mulțumesc din suflet, să vă felicit în primul rând pentru că ați ales ca în anul 1966 să vă căsătoriți. Evident, unii probabil în ianuarie, alții probabil în decembrie, dar ne-am gândit că această sărbătoare să o ținem împreună. Unii dintre dumneavoastră ați împlinit 50 de ani de căsătorie, unii urmează să împliniți. Am gândit ca în fiecare an, înainte de postul Paștilor, înainte de sărbătoarea Paștilor, pentru maghiari, sărbătoarea Paștilor este duminică, pentru noi este peste o lună, să ne întâlnim în acest cadru festiv. Pentru a vă mulțumi din suflet pentru tot ceea ce ați făcut în acești ani care nu sunt puțini. Ar fi foarte multe de spus și chiar m-aș bucura dacă vă spune și dumneavoastră câteva din secretele acestor 50 de ani, pentru că cu siguranță, în afară de sănătatea pe care ne dă Dumnezeu, există și niște secrete ale familiei, probabil mai multă răbdare, probabil mai multă toleranță din partea soților unul față de celălalt și multe, multe lucruri pe care dumneavoastră le știți mai bine decât noi. Încă o dată vă mulțumesc în numele meu personal, în numele colegilor, în numele Consiliului Local și m-am bucurat foarte mult când cei mai valoroși artiști ai noștri și talentați, Daniel și Vlăduța, și-au exprimat dorința să fie prezenți și ei astăzi aici și să vă facă în final o surpriză muzicală. Eu vă mulțumesc încă o dată din suflet pentru toate și vă doresc cel mai important lucru, să aveți parte de sănătate, să vă bucurați de cele mai importante lucruri din viața dumneavoastră, respectiv de ceea ce ați lăsat în urmă, de copiii dumneavoastră, de nepoții dumneavoastră, să vă destrănepoții dumneavoastră și să vă bucurați încă mulți, mulți ani împreună, sănătoși. Vă mulțumim! Am procedat la această întâlnire aici. Am făcut câte un mic cadou fiecarei perechi, constând într-o diplomă de excelență, un plic cu bani și o sticlă de șampanie. O să... Și placheta de 50 de ani, da? Să-mi dați o plachetă să desfac. Așa arată placheta. Orașul și Maiul Silvaniei, 50 de ani de căsătorie, anul 2016. O să vă rog să... Aici, nu vă dau. Mă iertați?
Stați până la urmă. Stați. Sănătate și îmi place cea răbunea. Dumnezeu să vă ajute. Asta e dumneavoastră să... Ba da, aici ai. În vedere că multe cupluri sunt de naționalitate maghiară, vă rog să spună în limba maghiară câteva cuvinte. Nu, înainte de a spune și în limba română, pentru că sunt mulți cunoscuți aici, au un numai cunosc de aproape jumătate de secol, vă fericit și eu și vă doresc multă, multă sănătate și încă mulți ani împreună. Молюсь середними айсолсови, если тебе напугаешь, либо то обогнуть то варус, будеш лехет молюсь, солод молюсь, бесилу. Szeretettel üdvözлюк önöket, és azt kívánjuk, hogy még sokáig éljenek együtt, legyenek városunknak a használó, és érezzük jó magukat itt továbbra is. Minél hosszabb ideig, amelyet a fennvaló megad nekünk, hogy éljünk ezen a földön. Köszönjük szépen, hogy itt vannak, és érezzük jól. Bun, și acum, pentru că artiștii noștri și dragii noștri prieteni s-au oferit să ne facă această surpriză, deși Glăduța, cred că numai ieri a ajuns în țară, e foarte departe, o să-i rog să ne încânte cu cântecele lor și dacă vor să vă spună câteva cuvinte, deja asta ține de ei deja. Vreau să vă spunem și mai bun găsit și ne bucurăm că astăzi luăm parte la frumoasa dumneavoastră sărbătoare. Noi suntem mândri de ceea ce ați trăit dumneavoastră în 50 de ani, putem spune o viață de om, aproape părinții mei au această vârstă și vă urăm și de acum înainte sănătate multă și noi am vrea să venim și la cei de 100 de ani să vă sărbătorim, dacă dă Dumnezeu. Și să vă zic așa un secret, eu cu Daniel de 15 ani ne cunoaște și mi se pare că e mult. N-aveți dumneavoastră de 50 împreună. Vă spun și eu bună ziua, mă bucur tare, tare mult să mă aflu la acest important eveniment din viața dumneavoastră. Vă urez și eu la mulți ani, fericiți, să vă bucurați de acum înainte de copiii dumneavoastră, de nepoții dumneavoastră, cu multă, multă sănătate, să vă bucurați de ei și de realizările lor. Dumneavoastră, multă sănătate și o să închei acest mic discurs al meu prin câteva versuri dintr-o melodie populară. Și de bunici mi-au fost dor că mă purtau prin ocol și îmi făceau voile toate, nu spuneau că nu se poate. Sara, povește, spuneau și pe frunte mă țucau, mă învățau să zic mereu înger, îngerașii meu și să cred în Dumnezeu. Vă mulțumim, dragilor noștri, pentru tot ce ați făcut pentru copiii dumneavoastră și pentru nepoții dumneavoastră de asemenea. La mulți ani! Și acum o să începem și micul nostru recital și ne-am gândit să începem cu o doină dragă noastră, pentru că am văzut că sunt foarte multe Mării printre dumneavoastră. Mărie, Mărie, o melodie dragă nouă și sperăm că și dumneavoastră. Marie, Marie,
viața îmi spui tu mie. Marie, Marie, ia să-mi spui tu mie, care floare, floare, noaptea împreună, mai bună ziua.
ziua și le vom bucura mai bună ziua. Este frumos. Și acum în continuare o melodie faină, cântă Cucu Bată-l Vina, de la Sână Bucovina, de Saudi și la Șicleu. E o melodie sigur pe care o știți și dumneavoastră și o zic așa să o cântăm împreună. Cântăm? Domnilor, ați mers în cătănie? Ați mers. Și doamnele, mai țin minte cum a fost? Greu, nu? Bun, atunci înseamnă că o să vă regăsiți în următoarea melodie. Și mi-o lăsăm locul mană, eu nu se acordă doare, și
noul meu album, care va fi lansat cu ajutorul primăriei orașului Simneu Silvanii, cu ajutorul Consiliului Local și a domnului primar, pe data de 8 mai. Vă invit de pe acum, pe 8 mai de la ora 16, de la ora 18, la Casa de Cultură, de aici, din Simneu Silvanii, și îmi dau pentru dumneavoastră o melodie de pe următorul meu album. Dragă,
De muzică populară pentru dumneavoastră, cu o piesă deosebită. Cui nu-i place? Dragoste. Dar dumneavoastră sigur vă place, pentru că nu degeaba ați stat la Olandă 50 de ani.